Bun găsit! Sunt Mihaela Groescu și vă prezint retrospectiva săptămânii. Luni, elevii Colegiului Național Traian Lalescu au vizitat Universitatea de Vest din Timișoara pentru a afla mai multe detalii despre oportunitățile educaționale și de carieră oferite de universitatea noastră. Tinerii au fost introduși într-un mediu academic stimulativ, plin de posibilități pentru viitor. Centrul de Consiliere și Orientare în Cariera de Cercetător, Regiunea de Vest, v-a invitat luni la atelierul Cariera de Cercetător, de unde încep? În cadrul acestuia, participanții au avut posibilitatea să afle ce presupune o astfel de carieră și care sunt etapele necesare pentru a urma această cale. Asta ne dorim să facem, să îi ajutăm pe tinerii studenți să înțeleagă ce înseamnă cariera de cercetător, iar în a doua parte o să explorăm împreună ce anume cred ei despre această carieră, cam care este percepția. Alături de multipla campioană mondială la atletism, Gabriela Sabo, echipa UVT a avut onoarea să participe la conferința de presă anuală organizată la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. În cadrul acesteia, reprezentanții UVT au avut bucuria să o prezinte pe Gabriela Sabo în noua sa calitate de ambasadoare a UVT Liberty Marathon ediția 2024. O discuție literară de excepție desfășurată într-o atmosferă minunată. Eseista și traducătoarea Angela Martin a dialogat cu Vasile Popovici și Mircea Mihăieș despre romanul său Valentina, un roman fluviu publicat în 2023. Evenimentul a făcut parte din seria de conferințe la UVT Cultura este capitală. UVT prin Facultatea de Matematică și Informatică a fost gazda unei întâlniri aplicative. Scopul acesteia a fost să intensifice colaborările dintre mediul academic și mediul de business, dar și să identifice teme și proiecte în domeniul inteligenței artificiale. Universitatea de Vest din Timișoara a obținut acreditarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic. Această acreditare marchează un pas semnificativ în consolidarea rolului UVT ca pol de inovație în domeniile digital, green și well-being. Într-o lume a schimbărilor pe piața muncii, adaptarea devine cheia succesului în construirea unei cariere de excepție. Împreună cu partenerul nostru Marș, am avut miercuri o nouă întâlnire în cadrul evenimentului Connecting with Our Business Community, Trenduri în HR. Această conferință a fost dedicată comunității HR din regiunea de vest. Pe data de 24 aprilie a avut loc un nou eveniment din seria Miercurea de Știință cu Mădălin Bunoiu și invitații săi, desfășurat la librăria La Două Bufnițe. De această dată, tema propusă pentru dezbatere a fost arheologia în era digitală, iar cărțile de la care a pornit discuția s-au intitulat Din vremea lui Tudor și The Game, jocul civilizației digitale. Avem doi invitați special, doi tineri cercetători absolut remarcabili, unul fizician, celălalt geograf și cu toate astea vom vorbi despre arheologie. Pentru că arheologia este extrem de puternic interdisciplinară, regăsim aici fizică și chimie și informatică foarte mult. Sper că vom atinge și subiecte precum unde suntem acum cu tehnologizarea, special în domeniul arheologiei, dar și mai generic în a documentării patrimoniului cultural. Vom discuta în general despre ce înseamnă arheologia în era digitală. În momentul de față considerăm că e un subiect care ar trebui luat în considerare, fiindcă lumea se schimbă și se schimbă și percepția noastră despre lume, dar și la nivel de știință percepția ar trebui să se schimbe. Joi, Facultatea de Fizică UVT s-a bucurat de vizita domnului Matias Velasquez, director de cercetare la Institutul de Chimie a Materiei Condensate din Bordeaux. Conferința a avut ca temă de dezbatere proprietățile de luminescență și de rotație ale cristalelor. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Societatea Română de Fizic. Invitatul de astăzi, practic, face parte dintr-o serie de invitați pe care am avut la Facultatea de Fizică și dumnealui este cercetător, vine de la Universitatea din Grenoble. The interaction with the members of the Faculty of Physics was very good. It's a long time collaboration already, so more than 12 years. So, yeah, it was very nice, very productive. În cadrul seriei de conferințe Întâlnirile PFC, tot joi Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științele Comunicării l-a avut invitat pe profesorul emerit Jerry Root. Subiectul pe care l-a abordat împreună cu participanții a fost unul plin de profunzime și anume filozofia iubirii. Evenimentul a avut loc la ora 18 în Amfiteatrul A01. Corina Nani a vorbit la cursul de metode și strategii publicitare despre branding prin arta stradală și care sunt pașii pentru a implementa o astfel de campanie neconvențională. Studenții au fost purtați prin lumea fascinantă a creației artistice, descoperind astfel o alternativă la clasicele banere și meșuri din orașe. FEA Timișoara v-a invitat la evenimentul de inaugurare a unui nou spațiu colaborativ amenajat în parteneriat cu Bosch România.
Această colaborare a reprezentat încă un pas important în îmbunătățirea infrastructurii și a oportunităților educaționale oferite studenților. Bosch este partenerul strategic al Universității de Vest. Este un partener care de-a lungul timpului s-a implicat atât în proiecte educaționale, cât și într-un astfel de proiect care vizează crearea unui spațiu de co-work creativ pentru studenții din cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor. Ne place tare mult să ne implicăm în viața universitară, să fim acolo pentru studenți. Este un lucru care ne-a făcut mare bucurie, să gândim un spațiu funcțional, un spațiu care să-i ajute să lucreze împreună, un spațiu cool, care să le placă și să-i atragă. Reprezintă tot timpul un pas în față, în dezvoltarea infrastructurii, dar și a curiculei, în interesul studenților Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor. În perioada 25-28 aprilie, Universitatea de Vest din Timișoara a fost gazda conferinței privind managementul administrativ și financiar universitar. La eveniment au participat rectorul UVT, profesor universitar dr. Marilen Gabriel Pirtea, secretarul de stat, profesor universitar dr. Inginer Gigel Paraschiv și ministrul educației, doamna Ligia Deca. Acestea au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii. Echipa UVT Media Hub vă dorește un Paște plin de bucurie, pace și binecuvântare, petrecut în armonie alături de familie și de cei dragi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi.